Relațiile de prietenie stabilite între filiala giurgiuveană a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere și Asociația Ofițerilor și Sergenților în Rezervă și Retragere din Ruse, Bulgaria, dăinuie de mai bine de 10 ani. Conform unui protocol încheiat anual între cele două părți, se stabilesc câteva acțiuni la care militarii pensionari din Giurgiu și Ruse participă. Cel mai apropiat astfel de eveniment este cel de sâmbăta viitoare, când o delegație giurgiuveană va fi prezentă la Ruse. În prima parte a anului avem o întâlnire chiar sâmbătă, pe data de 22 februarie, la Ruse, când au ei adunarea generală. Iar pe data de 29 martie, tot adunarea generală va avea loc la noi, unde vor fi prezenți și o parte din cei de la Ruse. Dincolo de manifestările de tip administrativ, militarii în rezervă și retragere din Giurgiu și Ruse participă și la activități având caracter sportiv și recreativ. Avem activități, încă 3 întâlniri pe anul acesta la noi și 3 întâlniri la ei. Jocuri sportive, avem pescuit sportiv, avem o excursie turistică și vizitarea unor obiective turistice în țară, atât în România, cât și în Bulgaria. Următoarea acțiune, desfășurată în comun de militarii din țările vecine, va avea loc la Giurgiu și constă în organizarea și desfășurarea adunării generale la Asociația Giurgiuveană. Pe 3 martie însă, militarii filialei Mircea cel Bătrân a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Giurgiu vor fi invitați omologilor din Bulgaria cu ocazia sărbătorii naționale a țării de care Dunărea ne desparte.